Hai, mă, ne duc. Gata, haideți, play la piesă! Știu că tu ești pusă doar pe cu file de mândrăzea la ta. Niciodată eu nu-l îngândesc. După ce ne-am relaxat în weekend ajutându-l pe prietenul nostru Șușanu pentru o filmare cu vedetele de la Prădescu Rebel Custom, se trezește idiotul de dimineață, trezește gloata și dă-i la drum. Nu avem decât 1500 de kilometri de făcut. Primul pas, ne oprim la un nou club pe care o să-l facem în luna februarie. Hai să vedem ce face Chelu acolo. Nu mai e nevoie să vă spun că am colaborat foarte mult cu moldovenii și colaborez în continuare. Poate chiar iubesc, am zis dar poate. Însă, în momentul în care dai de o moldoveancă cu debit verbal oltenesc și cu accent italienesc, pe oltenește te duci dracu. Ba chiar mai mult decât atât, ți se încrețește chelia și apelezi la un prieten, tot moldovean în această situație. Salut, salut! Am ajuns în Dorogoi și merg până la un prieten al meu să mă tund un pic, să mă fac. Bine. Te văd, te văd și eu mâncat tot. Am ajuns la capeli, sunt la capeli aici. La capeli aici, la Dorogoi. Vă prezentăm... Ce mixăm azi? Adi Prădescu Rebel Tuning. Astăzi mixăm rachiu de casă cu prunii din masă. Adică cum mai serviți? Nu mai servim în stare de ebrietate. Păi treziți-vă, nene, și serviți clienții. După ce la capeli am primit un polish la chelia mea delicată de la maestru frizer DJ Andrei, plec către Vegas Club, un club care, vă spun sincer, îmi este tare, tare drag. De ce? Datorită faptului că acolo aveam să întâlnesc niște oameni absolut delicați. Îmi pare rău că nu am reușit să-i întâlnesc pe toți, timpul a fost scurt, dar vă spun sincer, unii îmi sunt mai dragi decât alții și cu asta eu cred că am spus tot. Continuăm către Buzău să ne vedem de treburile noastre cu OZN Club. Ajungem la cazare și eu vă spun că mie personal mi se pare că lucrurile încep să se împută. Băi, știi ce nu se vede în filmare? Miroase ciorapi. Miroase ciorapi, nu-i simți? Ia vezi, miroase? Ia vezi, bă, miroase? Nu miroase, mă. Ia asta să mă... Ia uite câți chiloți are ăsta aici, a mâncat. Cum ați venit cu chiloții la grămadă? Lasă-mă! Cu chiloții la grămadă! Băi, ești nebun! Ia, stai să mă așez și eu. Stai aici cu creștii de rupe! Florin Pirat! Ia, lua și mâncați! Mamă, cum miroase! Băi, ia ce mă bădă! Băi, de ții la drumul ăsta! Mamă, cum miroase! Ia zi câte feluri de brânze avem. Trei feluri de brânze. Să fii tu al dracu că faci duș la roșii. Are și tabă, fii atent că acum scoală toată pensiunea cu tabă. Noi ăștia ne dau afară de cum am venit. Ca lucrurile să nu se împută și mai rău, eu zic să lăsăm glumele deoparte și să ne apucăm de treabă. Dacă săptămâna trecută ați văzut un pupitru DJ combinat cu un ring de dans, vă spun că săptămâna asta chelia mea a mers mai departe. A unit pupitru DJ cu ringul de dans și a continuat cu el ca și un tavan. Ce o să iasă, rămâne să vedeți. După ce vedeți tavanul, eu vă spun doar atât. Mai există o moldoveancă imaginară, nu o pierdeți, că el n-a găsit-o încă. We'll be right back.
Vrei să mă duc peste ea, să intru peste ea. Ce? Bă, mi-a zis asta. Mi-a zis să nu-ți spun că te duci peste ea, să moră dacă te mii. Bă, lasă-mă. Mi-a zis că te ții de sănătos. Mi-a zis să moră. Deci, bă, că la ei de sănătos, nu te apucă să-i spui ce. Nu-i spun pe asta. Chiar am curășit, știi? După aia când mi-a zis, hai, da, mama mea. Ce rog, știi și tu? E normal că știi. Scuze-mă, te-ai pus țigara. Mănâncă, mă, ce-i dă-te la telefonul meu, nebunule. Vreau și să vorbesc cu mama. Da, da, mama, mesaj, ia. Ia uite. Acum, hai, n-o sunt. Nu mai e banca, auzi. Am și bani? Hai, Adi, arată-mi. Ce? Arată-mi, doar arată-mi așa pe ea să vorbim. Oricum știu că n-are cum să vorbească nimic. Nu? N-are? N-are. E băgat așa și ne ține ce-o arăta atunci dacă n-are. Da. Nu, dacă... Da, ai zis că nu are. E vrăjeală de aia. Da, frate, e vrăjeală. N-are. Nu m-am uitat la tine în telefon? Ia. Frate, mi-a să scriu și eu ceva. Că ce de ține? Ia. Cum nu te abitua amândoi pe tine? Ce? Da, ne-a apucat amândoi pe tine. Hai, Adi, mi-o arăt. Eu fac cu tine pe mașină. Pe? Pe mașină. Să faci cu mine pe mașină, pe cine? Pe ea? Că n-ai vorbit cu ea și că nu... N-am vorbit, frate, am glumit, ești nebun. Cum să fac? Te bag cameră să vorbesc cu... La ce dracu mai zici? Păi... Dar arată-mi, ia. Ce? Arată-mi o parte. Nu, m-a râs de mine. Nicio? O să-ți spune ea. Hai să stăm de vorba, așa, noi ca între prieteni. Hai să stăm de vorba. Ce mai faci? Hai, mă, arată. Păi ce? Aia. Am gândit, mă, nu e nicio blondă de vreți să știu pe umflata aia. Bine, era umflata, nu vrei. Ia, arată, să văd. Ai zis că are un umflat.